În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cucernic Părinte, frați și surori, Hristos a înviat. Slăvit să fie Domnul. Cu toată dragostea, mulțumim Bunului nostru Dumnezeu, pentru că dacă frații erau grijulii și îngrijorați, pentru că adunarea de aseară a început și târziu și noi am fost foarte absenți, astăzi îi mulțumim lui Dumnezeu că iată s-a mărit și fiecare a venit în locul acesta să-L asculte, să-L cunoască și să împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Sunt cuvinte așa de frumoase pe care de fiecare dată Dumnezeu caută să ne le aducă în prezența noastră, iar noi suntem datori să le putem prelua, să le putem așeza pe viața și sufletul nostru ca să putem trăi prin ele. Sunt atât de multe cuvintele care s-au spus și aseară și de fiecare dată, încât inima noastră este prea mică ca să poată încăpea și să le putem de fiecare dată să ne gândim la ele și să putem din ele, prin meditația pe care, iată, frații noștri ne-au învățat de fiecare dată, să o preluăm, să o punem în viața noastră, pentru că rodul învierii Domnului Iisus este credința. M-am gândit foarte atent în cele 7 săptămâni de post pentru învierea Domnului Iisus și am observat că 5 apostoli au fost numai din evrei. Și atunci eu mi-am pus întrebarea aceasta și am numărat. Iată, în toți anii aceștia în care am cercetat cuvântul lui Dumnezeu, niciodată nu am numărat apostolii aceștia care au fost și s-au citit în Sfintele noastre biserici. De data aceasta le-am citit și am vrut să aflu de ce Sfinții Părinți au așezat așa de frumos chiar în această epistolă a evreilor. Și începe cu cuvântul acesta din capitolul 11 și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Aceasta este cea mai frumoasă încredințare și credință, așa cum am spus, este rodul învierii. Aceasta a spus o mare profesor de teologie al Atenei, care a scris o frumoasă carte De la Iesle la Mormântul Gol. Întotdeauna cuvintele acestea pe care le citim ne răscolește ființa noastră și dorința noastră este să aflăm din ele această mere minunată, dulce, cum a spus cuvântul lui Dumnezeu, pentru cerul gurii noastre. De aceea noi astăzi mulțumim lui Dumnezeu pentru frumoasa prezență și trebuia mai mult. Știți de ce? Am găsit așa de frumos un cuvânt pe care, cu care am vrea să începem, tot din epistola de la evrei, care ne atenționează pe fiecare. Atât pe frații care vin în locul acesta să spună un cuvânt, cât și pe noi, pe toți care stăm pe băncile acestea, pentru că mântuirea este pentru toți și prețul cel sfânt și cel scump s-a dat pentru fiecare suflet, indiferent în starea în care este, mai mult sau mai puțin greșit. Domnul n-a privit la stările noastre murdare și vinovate, ci El ne-a arătat iubirea Lui și a căutat și caută de fiecare dată să ne îmbuneze pe fiecare, să poată El să fim prietenii Lui, să fim fiii Lui, să ne vadă așa cum dorește părinții noștri, ca copiii pe care i-a dus pe lumea aceasta întotdeauna să fie în jurul meselor. Este cea mai frumoasă bucurie, pământească, firească, atunci când și noi îi vedem pe cei noștri împrejurul nostru. Este așa de o mare bucurie și mă gândesc mereu în Vechiul Testament
Ce frumos au știut părinții să poată lăsa scris ca tata să rămână în capul mesei și să poată de fiecare dată când stau la masă să le spună despre Dumnezeu. Este cea mai frumoasă familie care, dacă au putut să facă în felul acesta, așa cum spunea un frate aseară, în întâlnirile noastre cu toți frații, căutăm peste cele firești care ne înconjoară de fiecare dată să le lăsăm și să putem lua și urma și învăța din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că aceasta este comoara sufletului nostru pentru veșnicie. Acest verset pe care voiam să-l citesc și-l citim împreună din Sfânta Epistolă către Evrei, Sfântul Apostol Pavel, în capitolul 2 cu versetul 1. Așa cum am zis, este o atenționare și pentru mine și pentru fiecare suflet din locul acesta. De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Căci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o? Iată, acesta este cuvântul care trebuie să ne răsfălească de la început în adunarea noastră de astăzi, cu fiecare suflet care a venit mai de departe sau mai de aproape, în care le spunem un bun venit în adunarea noastră și în comuna noastră, care împreună să ne putem împleti, mai ales prin cântare în care fiecare luăm parte. Și am cântat o cântare așa de frumoasă, care spune că este ca o candelă legănată de dar, de har, din partea lui Dumnezeu. Suntem la un botez și fiecare poate că am vrea să ascultăm multe cuvinte. Ca un început, mi-a rămas pe suflet dintr-un acatist de mulțumire și slavă lui Dumnezeu pentru fiecare suflet, dar mai ales pentru sufletul nou născut și nou botezat astăzi în bisericile noastre. Și iată, în adunarea noastră, așa cum am spus, să ne ținem de acest cuvânt pe care noi l-am auzit de la părinții, de la frații noștri, pe care a fost întâi vestit de Domnul și noi suntem datori ca să putem urma. Mulțumim și slăvim de Dumnezeu care a deschis cerul și pământul înaintea noastră ca o carte a înțelepciunii pentru veșnicie. Iată, noi trebuie să observăm și să vedem că cerul și pământul în fața fiecărui suflet este așa ca o carte care se deschide. Iar în deschiderea aceasta, atât cât cerul ne dăruiește bucuria lui, tot la fel și pământul ne dăruiește această bucurie. Iar fratele Traian caută să ne mențină și să ne țină trești în toate cuvintele acestea, în care al doilea sau următorul apostol care a fost din Evrei era acesta care a spus așa: tot din nou, iată, de la început, așa cum ai făcut cerul și pământul, le vei înnoi. Atunci m-am gândit la cuvintele acestea, că sunt de frumoase când ele sunt deschise, dar am vrea ca să vedem părinții noștri cum au căutat să ne le descrie și să ne le lase nouă ca o merinde minunată și binecuvântată. Și în puterea apostoliei, fratele Traian caută ca să oglindească în așa fel și să poată să ne transpună pe fiecare în înțelegerea aceasta. Și mie mi-a plăcut atât de mult și întotdeauna pentru frații care au pătruns în cuvântul lui Dumnezeu și au căutat și pe noi, așa cum spun frații de fiecare dată, să ne diribuiască și pe noi în înțelegerea aceasta. Și fratele Traian vorbește că înțelepții și prorocii Domnului a întrebat
cum a fost făcut pământul și cum a fost făcut cerul. Și fratele Traian dezvăluie așa de frumos, pentru că Domnul Iisus a fost înțelepciune, El a putut la această inițiativă a Tatălui Ceresc și în inspirația Duhului Sfânt să poată să facă această lucrare așa de frumoase. Și după ce a făcut cerul și pământul, a văzut că sunt așa de bune și așa de frumoase. Dar spune că a privit spre pământ și pământul plângea. Și atunci l-a întrebat: pământule, tu de ce plângi? Și el a spus: cum să nu plâng? Pentru că cerul este atât de sus și eu sunt atât de jos. Iată, în cerul acesta, unde se cântă așa de frumos, este tronul, iar slava ta înluminează de fiecare dată. Durerea și moartea nu sunt în ele, ci numai binecuvântare. Iar pe mine, pământule, zice, cum să nu plâng când totul ceea ce primesc, primesc numai de la cer, din bunătatea Lui. Iar pe mine este starea aceasta de trecere și de moarte. Iar Domnul Iisus spune, ai credință și ai răbdare. Va veni o vreme când, iată, Dumnezeu va trimite pe Domnul Iisus, pe El însuși, în tare să poată să plătească toată datoria pământului, adică a fiecărui suflet al nostru, care pe pământul acesta, într-un fel sau alt, au greșit. Și atunci îi spune, va veni o vreme. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dus această vreme prin această lucrare în care de fiecare dată vrem să o aducem în atenția noastră ca să putem prin cuvânt, cântare și rugăciune, câtă binecuvântare este din partea cerului în care s-a revărsat peste pământul acesta în care Dumnezeu a spus să avem răbdare și să avem credință. Și pe tine, pământule, se va cânta și slava lui Dumnezeu va străluci și peste tine. Acestea sunt cele mai frumoase momente din viața noastră și așa trebuie să le putem fiecare să le aducem în atenția noastră și să le luăm ca o binecuvântare din partea cerului. M-am gândit după cuvintele acestea. Fiecare apostol din vremea aceea a avut această stare în care să spună, în împărăția lui Dumnezeu, cine este mai mare? S-a citit aseară și nu aș vrea decât un alt cuvânt din Sfântul Matei care ne-ar interesa pe toți. Pilda comorii ascunse și a mărgăritarului. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește, o ascunde și de bucuria ei se duce, vinde tot ce are și cumpără țarina aceasta. Iată cum s-a deschis cerul în fața noastră prin Domnul Iisus ca să putem căuta această comoară. O comoară care, pentru înțelegerea noastră, am ascultat undeva o întâmplare, o istorioară, așa cum am spus și noi am preluat de la părinții noștri și de la frații noștri și vrem, așa cum am citit din Apostolul Pavel către evrei, să mergem pe același fel de lucrare. Și se spune despre doi oameni care erau căutători de comori și au mers undeva în munți, pentru că întotdeauna în munții aceștia s-au păstrat la adăpost comorile. Dar spune că ajungând spre seară, iată ei întârziind cumva și negăsind aceste comori, spune că a văzut ceva nedeslușit de care s-au temut. Dar acel care de care se temea, spune că era un pusnic și nu mai văzuseră un om barba așa de lungă și așa de albă și cu pletele la fel, în care au simțit că lor le este teamă și atunci a intrat în acest dialog cu ei și le-a spus, de ce vă este teamă? Și atunci când ei au văzut că ceea ce era nedeslușit pentru ei le vorbește, teama s-a dat la o parte și spune, pentru că este spre seară,
veniți să vă arăt unde locuiesc eu. Și atunci i-a dus în această peșteră. Și când i-a dus acolo, au privit ei la întunericul care era, la răceala care era și la pietrele acelea. Și a spus, cum stai în locul acesta? Atât de greu pentru ei. Dar el a spus un lucru foarte frumos, zice, eu am o comoară aici și pentru comoara aceasta eu stau și rămân aici. Dar ei privind de jur împrejur a spus, noi nu vedem nicio comoară în locul acesta. Zice, haideți să mergem în camera de alături și acolo o să vă arăt comoara. Și merg ei cu ochii în toate părțile să privească și să vadă comoara. Și spun din nou, nici în locul acesta noi nu vedem nicio comoară. Dar zice, uitați-vă, dintre cele două stânci, era ca o fereastră. Priviți acolo și o să vedeți. Și în momentul când au privit acolo, spune, bine, dar noi nu vedem decât un petic de cer. Dar pusnicul spune, și ce ați vrea mai mare comoară ca cerul acesta? În cuvintele acestea, cu care ar vrea să închei, din Faptele Apostolilor, iată ce frumos ne descrie o astfel de comoară la care tânjim și noi și căutăm să o găsim în capitolul 7 cu versetul 55. E vorba despre Sfântul Diacon Ștefan, plin de Duhul Sfânt și a pironit ochii spre cer și a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând la picioare la dreapta lui Dumnezeu. Și a zis, iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului, stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Aceasta este comoara care și noi cu ochii pironiți spre cer să-i putem vedea și avea în sufletul nostru prin credință. Să putem și noi, ca Sfântul Apostol Pavel, să putem spune, lupta cea bună m-am luptat, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, acum mă așteaptă cununa neprigănirii pe care Domnul mi-o va da și din nou putem să spunem, așa cum auzeam aseară în locul acesta, mare oameni al lui Dumnezeu a avut atâta smerenie încât nu și-au luat cum Filipeni, Sfântul Apostol Pavel, ca ei să-și ia ca un lucru de apucat, să se poată măsura, să poată să spună lucruri care de fiecare dată nu sunt în smerenie și face tuturor celor care au iubit venirea Domnului, tuturor fraților, tuturor oamenilor, tuturor care l-au dorit și doresc întotdeauna cu ochii spre cer, să primească această cunună pe care Dumnezeu o pregătește pentru fiecare, slăvit să fie Domnul Hristos acela.